Satele din zona Mureșului se confruntă cu o scădere drastică nu doar a numărului de locuitori, ci și a copiilor care frecventează școlile din mediul rural. Învățământul din Comuna Petelea este amenințat, școala din localitatea Habic numărând doar 12 elevi, respectiv 5 copii la grădiniță. Am venit la școala din Habic în anul școlar 1974-1975. Erau alte vremuri, numărul copiilor era mult mai mare ca acum. Erau ultimele două clase gimnaziale și, bineînțeles, clasele 1-4. Eram doi învățători la clasele primare, precum și alți profesori. În prezent am rămas singurul învățător la cei 12 copii din sat. În ceea ce privește grădinița, numărul copiilor este de doar 5 cu jumătate de normă. Vârful de populație școlară a fost de 118 copii, iar acum numărul a scăzut dramatic, la un număr de 12 copii. Este un fenomen specific satelor mici, de popularea masivă a acestora fiind un fenomen resimțit din plin la noi, la Habic, a declarat coordonatorul de structură școlară. În ciuda numărului scăzut de elevi, cei prezenți dau dovadă de seriozitate, lucru evidențiat și de coordonator. Chiar dacă numărul este unul mic, copiii de la noi din școală sunt bine pregătiți. Nu avem elevi cu probleme, nu lipsesc deloc de la ore, ceea ce este un aspect îmbucurător. Sunt copii frumoși, sănătoși care nu neglijează deloc educația.